Din partea mea, Paul Fantezie, dedic cea mai dureroasă melodie. Am primit comandă specială din partea lui Marius pentru tăicuțului care nu-l va uita niciodată, care i-a adus cea mai mare durere în suflet, pentru neadorul Dumnezeu să-l odihnească, pentru surioara lui, pentru Dana, pentru Benny, pentru Dani, pentru Sara și pentru cea mai supărată mamă, pentru doamna Ana. A trecut câteva zile și tăicuțul nu mai vine. Azi cad inima-n mine, jenez de câteva zile, tatăl meu. Mama trăia, tata și spune, mama trăia, tata și spune, ascultă, Marius, încoa. A venit și timpul meu să te las, băiatul meu, în grijă lui Dumnezeu. Dacă repede m-a luat bala, repede m-a luat bala, nu mă vindecă nimeni, și la câți doctori am fost, mi-a spus că e fără folos. M-a chemat tata într-o noapte, tăicuțul meu. Și mi-a spus așa deoparte, mai taică, vă spun acum cum stă treaba, eu fac morfină degeaba. Of. Dacă o să întâmplă ceva, să ai grijă de Dana, ai grijă de frații tăi, să nu pleci de lângă ei. Iau ce spune Nadoru, taică mie mi-arde inimioara, mai taică cu focul, taică de sara. Zic că știu că l-ați necăjit, la spădanii supărat, sunteți ochii mei din cap. Măi, dai că astea n-au fost zilele. Muzica.
n-am puterile. Asta mi-a fost de mie soarta, taică, ca să mor în Anglia. Iau ce spune acum. Mai taică, să vă vorbiți între voi, să nu dați taică înapoi, să vă vorbiți între frați și cu foc să mă îngrupați. Mai taică, și cu foc să mă îngrupați, să mă băgați lângă ai mei frați, să mă băgați lângă ei, ca ei sunt cu frații mei. La revedere, copii, mai taică, când o fi ultima zi și-o fi vremea să mă duc, să aud pe Marius plângând. Să aud pe măicuța voastră, care a fost valoarea noastră. Vă rog, cu durere în piept, știți că are diabet. Au, să nu pățească ceva, aveți grijă de Ana, că o să plângă în urma mea și o să distrugă și ea. Au, ce spune Marius? Tata, dacă mor cu ea de gât, n-am las pe mama nici când. Cum s-o las pe mama noastră, că-a muncit ca să ne crească? Voi ați muncit amândoi, atunci când eram mici noi, la necazuri și nevoi. Taică, care-i rugămintea mea, să-mi aduceți pe Ana, mai veniți din când în când la mine la mormânt. Of, tata, ai zăcat sufletul în mine și mă sunt străin pe lume. Ce spune Marius? Tata, ce mă fac eu fără tine?